Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă arăt micronucleu care data trecută a fost la nivel de prototip. N-a fost foarte perfect făcut. Astăzi, dintr-un panou de 800 centimetri, nu, de 800 mm lungime, 250 lățime și 1,8 grosime, am făcut piesele unui micronucleu. Și vreau să vă zic dimensiunile. Deci, conține 8 piese, din care 4 va deveni cutia. Iată așa arată el. Pus în picioare, asta va fi pereții cutiei, acesta va fi așa, și bineînțeles, asta va veni deasupra, formând cutia. Vreau să vă spun că este la nivel de tâmplărie, de calitate foarte bună, făcut cu niște utilaje mai de hobby. Acum să vă spun lungimea acestei părți a micronucleului. Lungimea este simplu, o măsor cu metru, este de 22. Deci aici este 22 lungimea. Lățimea este undeva de aproape 17, fără două linii, aproximativ 17. Și falțurile cu care închei are 2. Deci falțul de încheiere au 2. Iată aici, 2. Se vede acum. Aceasta fiind laterală. Falțul pe care va sta rama este de 3,5. Iată aici. 3,5. Acum va veni partea din față. Care va completa micronucleul în înălțimea de data aceasta. Bineînțeles, 17. Iar lățimea 16,5. Bun. Deci în acesta este alcătuit micronucleul. Lățimea falțului este de 1. Cam de 1 nu se vede, dar cam de 1. Aici. Deci din acesta este alcătuit micronucleul. Acum avem aceste 4 piese. La ce folosesc ele? Aceste 4 piese vor fi capac. Deci, vedeți, e un falț aici, falț lateral, așa se vede din partea aceasta, nu este foarte greu de făcut. Cum se îmbină el? Se îmbină foarte simplu. Deci se îmbină aici și formează acest calacaturi, probabil ați văzut, iată așa. Se îmbină perfect. Așa, și aceasta va veni peste el, va intra astfel în, iată, va intra așa peste, fiind închide perfect. Se închide, va veni
capac. Deci cam atât am vrut să vă arăt, acum să vă arăt și dimensiunile acest capac. Înălțimea este de 3,5 și lungimea ca și la laterala de la micronucleu trebuie să fie de 22. Poate un pic mai mic, depinde cum reușiți să măsura. Deci dacă aici este de 3,5, falsul pe care va căuta este de 1,8. Dar măsurați dacă doriți să faceți. Iar aceasta este fața. Aceasta vine numai atât, nu are încheiere. Lungimea ar trebui să fie de 16,5. Așa. Înălțimea, bineînțeles, de 4. Nu, de 3,5, scuzați. Și falsul tot așa de 18. Acest fals nu este foarte important înălțimea lui, fiindcă el va intra pe interior. Așa. Când capacul va fi montat, el va intra pe interior astfel. Aici vor sta ramele. Așa. Aici va veni o înălțime unde se va putea pune polistiren. Eu cred că voi da tot la pungă hrană și la albinuțile din nucleu. Voi vedea. Deci cam atât am vrut să vă arăt despre micronucleu. Am lucrat așa ceva la el ca să fie la o calitate foarte bună. Este mulțumit de ce am reușit să fac. O să vedeți și când o să fie gata. Până atunci, faceți-vă o idee. Asta este calitatea lor, măsurat. Acestea sunt piese. Sper că vă place, sper să vă placă, eu știu. Cam acestea sunt obiecte. Bine, v-am lăsat și numai bine.